Serghei Mizil este un personaj extrem de controversat în lumea mondenă, fiul liderului comunist Paul Niculescu Mizil, care are în spate o poveste impresionantă de viață. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 69 de ani, nu a muncit nici măcar o zi pentru stat, dar încasează banii lunar. Serghei Mizil a fost unul dintre protejații familiei Ceaușescu, care în acele vremuri aducea din străinătate lucruri la care românii doar visau. Vorbim aici de aparate video, casete, geci de blugi și alte obiecte pe care le vindea în țară la prețuri exorbitante. Ulterior s-a reorganizat către alte domenii de afaceri bănoase. A deschis restaurante în care a investit mulți bani, dar i-au adus profit, după care s-a reorientat către piața imobiliară, construind un bloc cu 4 etaje în zona de nord a capitalei cu apartamente care s-au vândut extrem de rapid. Cu toate acestea, bărbatul a declarat în mai multe rânduri că nu a muncit nici măcar o zi la stat, astfel că multă lume se întreabă ce pensie încasează din partea statului român în acest caz. Astfel, afaceristul a mărturisit că are un venit lunar de la stat de aproximativ 1200 de lei. Gândiți-vă că eu am o pensie de 1200 și mă costă medicamentele 2000. Dacă era să trăiesc din pensie, nu puteam să-mi iau medicamente. Nu mai zic de plătit căldură, masă, a dezvăluit Serghei Mizil.